copil mâncați, că nu. E dor de copil că nu l-am văzut de 3 zile, frate. La mine. Salut, Ilie. O victorie muncită. Cum s-a văzut din teren meciul? Salut, da, așa este. Este o victorie muncită, o victorie meritată și jucătorii merită toate felicitările pentru felul cum au abordat acest meci. Sincer îți spun că și dacă se termina la egalitate, se termina 0-0, nu puteam să fiu supărat pe ei pentru că și-au dorit, am avut atitudine, ne-am creat ocazii, zic eu, destul de multe, dar faptul că au crezut până la final și că până la urmă au reușit să înscrie pe ceea ce am lucrat și pe ceea ce lucrăm la antrenament, ăsta este un lucru foarte bun și merită felicitări. Academica a strâns mai multe puncte până acum față de sezonul regulat anul trecut. Ce s-a schimbat? S-au schimbat multe. S-au schimbat, în primul rând, lotul de jucători. Avem un lot mult mai competitiv, un lot și cu calitate mult mai bună și s-au schimbat și din punct de vedere al conducerii, s-au schimbat multe lucruri. Avem o stabilitate, zic eu, în acest moment, din punct de vedere financiar. S-au creat anumite condiții pentru jucători pe care nu le aveam în campionatul trecut. Ușor, ușor, la Clinceni se lucrează intens. Din toate punctele de vedere, este liniște, este atmosferă bună, este o comunicare foarte bună între conducerea clubului, chiar și cu domnul primar și cu jucători, staff și jucători. Și de aici, practic, putem spune că suntem cu toții un grup unit, un grup care gestionează foarte bine toate aceste lucruri. Prognoză un meci și o deplasare grea la Iași, din scurt, așa, cum va fi? Da, asta este. E un meci greu. Întâlnim un alt gen de echipă. Este o echipă, Iașu este o echipă foarte bună, chiar dacă au niște rezultate nefavorabile, sunt o echipă grea, o echipă care pun probleme continuu, o echipă care au un joc foarte bun în acest moment, au jucători care fac diferența și vom avea un meci foarte greu, dar important este să ne refacem cât mai repede până la acest meci, că deja am pierdut o zi și să sperăm că la ora jocului vom arăta foarte bine și vom reuși să câștigăm punct sau puncte. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Zi bună.